Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, la Căsuța din Pădure. Astăzi vom pregăti împreună niște vinete pane, evantai. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Pentru a pregăti această rețetă avem nevoie de două vinete, ulei pentru prăjit, 100 de grame de făină, două ouă, două linguri de pesmet, puțin piper, o linguriță de sare și puțin pătrunjel verde. Acum ne apucăm să tăiem vinetele în evantai, șuvițe. O să vedeți cum o să le tăiem. Trebuie să păstrăm aici cotorul. Deci, luăm vâneta și ne orientăm cât este de mare. Eu cred că o să fac, o facem nici groasă, nici foarte subțire. Prima felie, mergem cu cuțitul până aproape de cotor. Mergem cu a doua, cam de aceeași dimensiune, cum ar fi cartofii pai, cam așa. Ne orientăm. Uitați-vă. Tocăm până la jumătate, plecăm cu partea cealaltă și așa suntem siguri că este făcută. Avem deja 3 și mai facem încă 5 șuvițe. Le-am tăiat, uitați-vă. Acum, eu am mai făcut și știu cum să procedez. Vă arăt exact cum procedez eu. Țin vâneta în mână așa tăiată cum este și încep cu prima parte. V-am zis, grosimea unui cartof pai. Și merg până la prima felie, nu pătrundem mai jos. O dăm la o parte cu mâna. Așa, ținem cu mâna de ea. Și tăiem și următoarea felie. Am tăiat-o și pe următoarea. Uitați-vă, este feliată. Acum pornim la fel. Eu pornesc până jos acum. Uitați-vă. Până jos. Și am transformat această vânătă în evantai. O vedeți cum este? Deci nu este deloc greu de făcut. Acum o vom tăia și pe cealaltă, la fel. Am tăiat cele două vinete. Uite cum arată. Acum le lăsăm la o parte. Acum luăm din sare, puțină sare. Eu am ales un noc din acesta, din fontă. Deci punem uleiul la încins. Eu am aici 1 litru de ulei, pentru că vânăta trebuie să fie cufundată în ulei. Deci în bolul unui robot punem ouăle la bătut. Adăugăm și sarea. Ouăle s-au bătut. Eu o să vă arăt exact cum procedez eu. Pregătesc o cocă ca și la clătite. Adaug și pătrunjelul. Adaug și piperul. Adaug făina. Și acum, în funcție de consistență, dacă este nevoie, mai adaug puțină apă sau lapte. Am ajuns la consistența dorită. În timp ce uleiul nostru se încinge, v-am zis, trebuie să fie foarte bine încins. Uitați, vinetele și-au lăsat puțină zeamă, dar nu foarte multă. Eu încerc așa, să le storc un pic. Deci, acum luăm vâneta și o băgăm în compoziția făcută mai devreme. Și cu o lingură sau chiar cu mâna, e mai bine cu mâna decât cu lingura,
O badijonăm bine, 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 bine. Să se încarce cu compoziție din aceasta. Uitați-vă, este foarte, foarte bine înrobată. Acum o trecem și pe ea prin pesmet. La fel. Uleiul nostru s-a încins foarte bine. Acum luăm vânăta și o scufundăm în ulei. Și așteptăm să se rumenească. Acum întoarcem și pe partea cealaltă. Vânăta noastră este gata. Acum o scoatem. O punem pe un șervet de hârtie ca să se scurgă surplusul de ulei și vom proceda la fel și cu cealaltă. Este gata și cea de-a doua vânătă. O oprim focul. O luăm de pe foc, o scurgem așa un pic și o punem pe șervet de hârtie. Așa arată vinetele noastre Evantai. Eu vă invit și pe dumneavoastră măcar o dată să le încercați, să vedeți că sunt de bune și nu sunt deloc greu de făcut. Și nu uitați în primul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a putea viziona toate filmulețele mele. La revedere!